Prin harul lui suntem la închinare. Glorificat să fie Dumnezeul nostru care și în această zi ne-a binecuvântat. Să fim împreună, vă spunem un bun venit tuturor care în această dimineață sunteți împreună cu noi la închinare. Mulțumim în această dimineață, avem între noi pe fratele Liviu, ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze, să-l folosească și să aducă un cuvânt proaspăt, că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, slăvit să fie numele Lui. În această zi probabil se va vorbi despre biruința și tematica este biruința încercărilor, asupra încercărilor, motiv deosebit și un motiv în plus pentru copiii lui Dumnezeu să fie mulțumitor când sunt în casa Lui. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Psalmul 20, unde ar vrea să ascultăm cu atenție cuvântul Domnului. Să te asculte Domnul în ziua necazului și să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul Său cel Sfânt și să te sprijinească din Sion. Să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru, Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și îi va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cai lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Amin. Ar vrea să începem această rugăciune, acest timp de închinare înaintea lui Dumnezeu, într-un mod deosebit cu mulțumire. Vreau să mulțumim lui Dumnezeu în această zi, pentru că știm că fiecare dintre noi, cel puțin, odată în viață am avut parte de încercare. Dacă duminica trecută s-a vorbit despre ispită, ispita vine de la diavol și are ca scop să dărâme credința, să năruiască, să lovească, să nimicească. Încercarea vine de la Dumnezeu și are ca scop să întărească credința, are ca scop să ne crească, are ca scop să lucreze la caracterul nostru. Și atunci când vine încercare, poate cei mai mulți dintre noi o considerăm o piedică, o considerăm o pedeapsă, o considerăm ca și ceva care
Copiii lui Dumnezeu n-ar trebui să aibă parte. Însă Evanghelia aceasta este plină de oamenii lui Dumnezeu care au fost încercați. Cuvântul lui Dumnezeu nu începe și psalmul acesta nu începe să te ferească Domnul de ziua necazului. Poate cei mai mulți dintre noi am fi vrut să auzim astfel de verset, să te ferească Domnul de ziua necazului. Cuvântul lui Dumnezeu începe să te asculte Domnul în ziua necazului, pentru că necazul cu siguranță va veni. Încercarea va veni peste fiecare dintre noi. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu dă ploaie peste, și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu trimite soare și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu trimite încercări și necazuri și peste cei buni și peste cei răi. Însă cuvântul lui Dumnezeu, în această dimineață, din Evanghelie, vedem că peste copiii lui spune că Dumnezeu ascultă în ziua necazului glasul copilului său. Dumnezeu îl ocrotește, Dumnezeu îi trimite ajutor și acesta este un har deosebit pe care îl avem din partea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Ar vrea să intrăm în această rugăciune, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat până în ziua aceasta, până în clipa aceasta. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și apoi ar vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să lasă Duhul Sfânt în această dimineață să conducă toate lucrările din cortul întâlnirii, să atingă orice inimă în această dimineață și tot cât am venit în locul acesta să beneficiem de harul și de bucuriile care în această zi Dumnezeu l-a pregătit pentru fiecare dintre noi. Amin. Ne rugăm înaintea Domnului. Laudat să fie Domnul! Vă invit să ocupăm locurile. Vreau să rămânem în acest timp de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și după cum știți, ori de câte ori sunt în locul acesta, îmi place să spun, să vă motivez într-un mod deosebit și împreună fiecare în această dimineață să ne deschidem inima și să lăudăm pe Dumnezeu. Este adevărat că noi de multe ori ne rugăm împreună, este adevărat că la oaltă facem multe lucruri, însă cred din toată inima că Dumnezeu privește și Evanghelia spune că Dumnezeu privește la fiecare inimă în parte, pentru că spunea psalmistul în altă parte, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum, ce s-ar fi întâmplat cu fiecare dintre noi? Să spună Israel când este în cortul întâlnirii, să spui în această dimineață prin cântare, să spui în această dimineață să îți înalți inima înaintea lui Dumnezeu, pentru că din fiecare gură, din fiecare inimă, Dumnezeu așteaptă mulțumirea, Dumnezeu așteaptă recunoștința. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut mult bine, slăvit să fie numele Lui. Ar vrea să stăm în această atmosferă înaintea lui Dumnezeu de închinare, să lăsăm orice alt lucru, pentru că am venit aici să ne întâlnim în primul rând cu Dumnezeu. Am venit în locul acesta pentru că Dumnezeu ne-a dat biruință, pentru că Dumnezeu ne-a dat multă binecuvântare peste fiecare dintre noi, peste fiecare familie. Dacă Dumnezeu în această zi n-ar fi făcut să fim aici în locul acesta, mulți dintre noi poate am fi fost de râsul societății, mulți dintre noi poate am fi trăit într-un mod sau un altul, în depresie, poate mulți dintre noi ne-am fi pus capăt zilelor, poate mulți dintre noi am fi fost în alte parte, în pușcării și în alte... Pentru că dacă Dumnezeu n-ar fi fost de partea noastră, Dumnezeu s-a atins de viețile, ne-a schimbat viețile și așa cum am spus, chiar dacă avem parte de încercări, este un har deosebit din partea lui Dumnezeu. Este o dovadă că Dumnezeu ne iubește. Spune Scriptura că Dumnezeu pe cine iubește mustră, Dumnezeu pe cine iubește încearcă, Dumnezeu pe cine iubește îl mai trece prin cuptor, pentru că așa se curățește aurul. Mă rog în această dimineață, cei care am venit în locul acesta și am venit biruitori peste încercările care am avut parte, să stăm într-un mod deosebit cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Ceilalți care trecem în momentele și în clipele și în zilele acestea prin încercare, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne gândim la lucrul acesta. Sunt aici pentru că Dumnezeu mă iubește, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să ne pregătim inimile, lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun. După această cântare, rugăm ca fratele Sorin Simion să ne motiveze pentru următoarea rugăciune și să ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea un cuvânt și nouă o inimă bună să ne rugăm înaintea Domnului. Amin.
Binecuvântat să fie Domnul! În această dimineață stăm înaintea lui Dumnezeu și ne stăm în față din nou o rugăciune și pentru că tematica din nou este o tematică biruința în încercare, am dorit în această dimineață Dumnezeu să ne binecuvinteze, să coboare în prezența noastră și să binecuvinteze biserica ca totdeauna să fim biruitori atunci când trecem prin încercare. Slăvit să fie numele Dumnezeu! De multe ori ne întrebăm care este scopul încercărilor. De ce trebuie să trecem prin încercări? Și știm că încercarea are ca scop să ne curățească. Dar scopul primordial, scopul principal al încercării este ca să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu. Scopul încercărilor este ca noi să ne punem toată încrederea în Dumnezeu și să ne apropie tot mai mult de Dumnezeu și să înțelegem că suntem dependenți și suntem aceia care depindem de Dumnezeu. Slăviți să-i fie numele lui Dumnezeu! Ce anume produce încercarea? Încercarea, vedem pe Iov, pe pagina Sfântei Scripturi, că la un moment dat încercarea produce anumite pagube și încercarea produce durere. La pagube, de multe ori, renunțăm ușor la ele, pentru că sunt lucruri pagube materiale, pierdem anumite lucruri și renunțăm la ele, dar atunci când se vorbește despre durere, de multe ori, atunci când suntem frământați în durere, de multe ori nu mai avem încredere în Dumnezeu. Haideți în această dimineață să lăsăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze, să atunci când avem suferință, când încercarea produce durere în noi, să ne punem toată încrederea în El și Dumnezeu să fie binecuvântat. Ce trebuie să facem atunci când suntem în încercare? Cel mai minunat lucru este atunci când suntem în încercare, că nu trebuie să... Atunci când suntem în încercare, nu trebuie să intrăm în panică. Atunci când suntem în încercare, nu trebuie să intrăm în panică, adică nu trebuie să ne alarmăm atât de tare, pentru că intrând în panică, facem foarte multe greșeli. Cineva la un moment dat afirmă un lucru, că avea o durere de dinți și merge la dentist cu durerea de dinți și dentistul îi pune o întrebare și îl întreabă, unde vă doare? Iar el răspunde în felul următor, în creier, desigur. Cu alte cuvinte, de ce nu trebuie să intrăm în panică atunci când suntem în încercare? Pentru că bătălia, cea mai mare bătălie atunci când suntem în încercare, se dă la nivelul minții. Cea mai mare bătălie pe care putem să o ducem este cu privire la nivelul minții. Dacă noi ne păstrăm calmul în încercare și știm că biruința este în mâna lui Dumnezeu, lăudat să fie numele lui Dumnezeu, am biruit. Și Dumnezeu este acela care ne dă putere, lăuda să fie El. De ce să nu intrăm în panică? Pentru că bătălia se dă la nivelul minții. De ce să nu intrăm în panică? Pentru că de multe ori, atunci când suntem în încercare, încercarea ne transmite anumite semnale de durere. Haideți în această dimineață să lăsăm pe Dumnezeu și să spunem, Doamne, știm că suntem în încercare, e la nivelul minții se dă bătălia. Mai mult decât atât, atunci când suntem în încercare, încercarea, durerea
ne transmite semnale. Haideți în această dimineață să fim atenți la semnalele pe care le trimite Dumnezeu prin încercare. Dumnezeu să ne binecuvinteze, pentru că dacă nu vom fi atenți la semnalele care le trimite Dumnezeu, semnalele acelea poate să fie transformate în durere. Semnalele acelea poate să fie transformate în panică. Semnalele acelea poate să fie transformate în lepădare de credință. Dumnezeu să ne binecuvinteze în această dimineață. Dacă răspundem la ele, la semnalele acelea, Dumnezeu este acela care ne poate să ne binecuvinteze. Găsim pe pagina Sfântului Scripturi că la un moment dat, Elisei se găsește într-o împrejurare că este înconjurat în cetate și la un moment dat vedem acolo că slujitorul lui Elisei se trezește de dimineață și îi spune lui Elisei: ah, domnul meu, ce vom face? Suntem înconjurați. Iar Elisei afirmă un cuvânt atât de minunat: Doamne, deschide ochii ca să vadă. Vreau să te întreb în această dimineață și să ne întrebăm în această dimineață. Când ai o problemă în familie, când ai o încercare pe plan material sau pe plan spiritual sau pe plan personal, ce faci? Ce trebuie să facem? Nu e așa că avem nevoie ca Dumnezeu să ne deschide mintea? Vreau să spun în această dimineață, problemele vor trece. De ce să-ți sfârâm? De ce să-ți distrugi familia? Nu mai bine în această dimineață să te oprești și să-i spui: Doamne, am văzut pe pagina Sfântei Scripturii că Tu dai încă biruință. Găsim în 2 Petru că 2:9 spune că Domnul știe să izbăvească. În 2 Petru 3:9 spune: Domnul nu întârzie să-și împlinească făgăduințele. Vreau să te întreb în această dimineață, nu mai bine să te oprești, să nu intri în panică? Este o neînțelegere între tine și familie, între tine și soție sau între soție și soț sau între tine și copii? Haideți în această dimineață să spui: Doamne, după ploaie și furtună va veni o zi mai bună, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. N-ai vrea în această dimineață să-i spui: Doamne, ajută-mă ca la nivelul minții să lăs mintea să fie coordonată și binecuvântată de Duhul Sfânt. Nu te lăsa biruit. Încercarea are ca scop să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Vreau să spun în această dimineață, frate și soră, dacă ai probleme în familie, așteaptă. Așteaptă în tăcere până când vei ști ce trebuie să faci din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că iubește ca familia să fie binecuvântată în Dumnezeu. N-ai vrea în această dimineață să-i spui: Doamne, nu știu ce să fac. Sunt în încercare, durerea este mare, Doamne. Am pierderi materiale. Dar Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu că încă Dumnezeu mai dă biruință. Izbăvirea și ajutorul este în mâna lui Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu: Dumnezeu nu întârzie să-și împlinească făgăduința. Nu vrei în această dimineață să spui: Doamne, m-am săturat de necazuri, m-am săturat de durere, dar am nevoie de ele pentru că acestea mă apropie de Tine, Dumnezeule Sfânt și Minunat. Doamne, nu știu ce unde să mai apelez, dar apelez la Tine, Dumnezeule Sfânt, pentru că știu că în Tine este și în mâna Ta este biruința. Lăuda să fie numele Lui Dumnezeu. N-ai vrea să fii biruitor în încercare? Bătălia se dă la nivelul minții. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți coordoneze mintea. Și dacă ai o problemă, nu renunța. Iisus Hristos este ajutorul nostru. Pentru aceasta a murit Iisus Hristos. Avem familii binecuvântate. Dacă ai o problemă, lasă-L pe Dumnezeu să te rezolve, să-ți rezolve problema. Am dorit să ne plecăm pe genunchi și să rugăm pe Dumnezeu în acest sens. Doamne, când sunt în încercare, când am dureri, ajută-mă ca mintea mea să nu intre în panică, Doamne. Ajută-mă atunci când am o durere, când am un necaz, Dumnezeule Tată, să Te ales pe Tine ca sprijin, ca ajutor. Și dacă sunt neînțelegeri în familie, Dumnezeu să depărteze neînțelegeri în această dimineață și să binecuvinteze familiile. Și vreau să-ți spun, timpul trece, Dumnezeu poate să aducă biruință. Așteaptă, așteaptă, nu lua hotărâri care sunt pripite. Așteaptă-L pe Dumnezeu și Dumnezeu te va binecuvânta în această dimineață. Lăudați să fie numele Dumnezeu. Ne plecăm pe genunchi și înaintăm. Nu vă mai spun să ocupați locurile, pentru că de obicei când ne punem pe genunchi, când ne ridicăm, primul lucru care facem, ne punem pe bănci. Domnul să fie binecuvântat și lăudat. Mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, pentru ziua aceasta frumoasă, călduroasă. Mulțumim Domnului pentru frați, pentru surori, pentru sănătatea care ne-o dă Domnul. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Chiar mă gândeam de dimineață că dacă am auzit o veste că cineva dintre noi e la spital bolnav grav, ce știu din anumite situații, cei mai mulți dintre noi poate spune: wow, Domnul să aibă milă, Domnul să se îndure, uite, o trecut sau trece fratele prin încercări.
Însă când ne vedem unii pe alții și Dumnezeu ne-a dat sănătate, oare care ar trebui să fie mirarea noastră sau bucuria noastră? Când vezi atâția frați și atâția surori sănătoși, ca mine pe picioarele noastre la casa lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a dat sănătate, care ar trebui să fie bucuria noastră? De câte ori mai mare decât o întristare pe care am primit-o noi printr-o veste că cineva e bolnav sau e la spital. Domnul să binecuvinteze și pe cei bolnavi, Domnul să le dea sănătate. Dacă vreți să vă rugați și pentru soția mea de vreo 2-3 zile, cam bolnavă, nu știm cum să o mai tratăm pentru că e și însărcinată, Domnul să dea biruință, să vă rugați și pentru noi. Mulțumim Domnului pentru fratele Octav Axinte care e în mijlocul nostru, Domnul o binecuvântat să ne viziteze. Mulțumim Domnului pentru mesajul care l-a dat prin Duhul Sfânt și spunea Domnul în mod deosebit să fim foarte atenți la sfaturile care le dăm. Să fim foarte atenți la sfaturile care le dăm. Sunt suflete aici care sunt întristate, împovărate, apăsate și spunea Domnul, dacă noi vom lua hotărâri să ne îndreptăm inima mai mult spre Domnul, mai mult spre cer, mai mult să ne apropiem de El și El este gata să ne ridice poverile. Este gata să ne dea biruință, este gata să ridice pe cel zdrobit, Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat. Să-ți trimată ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească în Sion. Dumnezeu din locașul lui cel sfânt, prin încercări și prin necazuri, de cele mai multe ori ne îndreaptă inima și trupul nostru spre Sion. Să fim foarte, foarte sinceri cu noi, când ne merge bine, mai încetul cu rugăciunea, mai încetul cu sfințirea, mai încetul cu pocăința. Însă Dumnezeu de cele mai multe ori, și vreau să vă spun, cele mai mari biruinți mie Dumnezeu mi le-a dat în Sion. Cele mai mari binecuvântări și cea mai mare binecuvântare a mântuirii eu în Sion am primit-o. Dumnezeu m-a vorbit în casa Domnului și Dumnezeu mi-a dat mântuirea în Sion. Dar știi ce m-a dus acolo? M-a dus apăsările, presiunile, legăturile vrăjmașului, zdrobirea care mi-a făcut-o vrăjmașul, m-a dus în Sion. Și Domnul din Sion mi-a răspuns, lăudat să fie Domnul. Nu știu care e problema ta, dar vreau să spun, în dimineața aceasta Domnul poate să se răspundă din Sion. Domnul vrea să se răspundă aici în Sion. Vrea să spună că El prețuiește foarte mult sacrificiile care le faci tu, care le facem noi împreună, de a alerga la casa lui Dumnezeu, că nu alergăm în zadar. Eu niciodată n-am alergat în zadar pentru Domnul. Domnul întotdeauna o știu să binecuvinteze și să răsplătească. Domnul să binecuvinteze și pe fratele Marius, care s-a reîntors în mijlocul nostru. Mulțumim Domnului că i-a dat o călătorie binecuvântată. Amin. Haideți în continuare să cântăm o cântare spre slava Domnului. În timpul acestei cântări ne închinăm și cu darurile noastre de bunăvoie. După cântarea aceasta, corul bisericii va lăuda pe Domnul cu o cântare. Apoi avem o soră în mijlocul nostru, de la Cernăuți, Mariana, care va avea o mărturisire de făcut, o mărturie. Domnul să o binecuvinteze și Domnul să ne binecuvinteze. Mai sunt și alte dorințe, o să le punem după predica fratelui Octav Axinte, Domnul să-l binecuvinteze. După aceste trei puncte, Domnul să-i dea un cuvânt pentru noi toți, Domnul să fie lăudat în toate. Amin. Stau liniștit, știu că ești Domn.
Domnul să fie lăudat.
Au spus frații că avem oaspeți. Cel mai principal oaspete astăzi este cel care ne-a adunat aici și a dat viața. Lui să fie slavă. Văd aici ceasul în față, voi fi cu minte și ascultătoare, pentru că cei care împlinesc regula sunt așteptați și altă dată. Și fiindcă sunt oaspete pentru prima dată în Italia, aș vrea să mai fiu în mijlocul copiilor lui Dumnezeu care s-au, în dimineața aceasta s-au adunat în locul acesta. Domnul să vă binecuvinte! Mă numesc Maria, dar eram 7 Marii și când mă numea Maria, ne sculam toate 7. Și atunci profesorul a zis, tu vei fi Mariara, tu vei fi Maria, tu vei fi Mariana, el m-a numit Mariana. De atunci încoace, când spui Maria, nimeni nu mă știe. Mariana îmi spune. Dar îmi place numele Maria, fiindcă Maria a iubit-o și Domnul Iisus pe Maria. Și aș vrea să fiu acea Marie care Domnul Iisus a iubit-o și a spus lucrul acesta. Domnul să fie lăudat. Suntem o familie din Ucraina, din orașul Cernăuți. Și când mă întreabă frații, câți ani ai, soră Mariana? Zic că am numai 25 de ani. Timpul fără Domnul Iisus îl socot de gunoaie și cu gunoaie oamenii nu se laudă. De aceea, slăvit să fie Domnul că în 92 am ziua onomastică când Domnul Iisus a intrat în casa mea, în familia mea și de atunci reprezint milioanele de surori care ar putea spune sunt cea mai fericită, fiindcă Domnul Iisus trăiește în familia mea, în casa mea și în inima mea, slăvit să fie El. Suntem o familie de misionari și fiindcă spun familie, dar reprezint una singură, soțul care îl vedeți aici a avut punerea mâinilor ca slujitor în biserică, mulțumesc frumos, ca slujitor în biserică, e bolnav în timpul prezent și nu este cu mine aici. Îl mai vedeți aici, poate mai bine. Fotografia aceasta era pe fiecare stâlp în Cernăuți, fiindcă a biruit la alegeri și a fost consilier în Sovietul Orășenesc, Cernăuți. În momentul pocăinței era dirijintele clasei a 7-a, iar eu director adjunct de școală. Și pe jumătate de salară am citit muzica în școală. Pentru prima dată în viață, mă voi prezenta aici, în mijlocul dumneavoastră, fără instrument. Cânt la knof acordeon. E un instrument rusesc, în loc de... Acordeonul are do, re, mi, așa, da? Dar baianul are, așa merge gama. Și atunci nu l-am cu mine aici. Am nevoie și sper că Dumnezeu îmi va purta de grijă de un instrument nou, fiindcă l-am dat la reparații și n-am putut să-l iau cu mine. Domnul să fie lăudat! Voi cânta și vă face cunoștință cu dumneavoastră prin unele întrebări prin care eu, cu ajutorul instrumentului, răspund tot eu la aceste întrebări. Programul nostru de slujire, mai bine zis, programul Domnului care Domnul ne-a încredințat-o, decurge în felul următor. Soțul spune, soția mea nu predică, niciodată n-am vorbit de la amvon. Știu că locul ăsta este de la Domnul dat pentru frați. Și când mă aflu mai departe de amvon, atunci mă simt mai liberă. Domnul să fie lăudat și El să fie văzut în toate. Soțul spune, zice, soția mea nu predică. Ea face mărturii, 47 de poezii, bineînțeles, mă rog la Domnul măcar una astăzi să vă spun aici, nu că sunt prea înțeleaptă, nu că sunt cineva. Vreau să subliniez lucrul acesta și îmi place poezia cu care încep să spun cine sunt. Sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rou în soare și cu cât mă fac mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Mai bine zis, sunt un abur, sunt un praf, sunt un nimic. Dar Domnul găsește în nimicurile în care noi ne socotim, găsește ceva, fiindcă El a semănat în noi aceea care ne adună astăzi aici, aceea care știm unde mergem, știm ce ne așteaptă, avem o speranță și speranța-i da și amin, glorie Lui să-i fie. În programul acesta care Domnul ne-a încredințat, în afară de mărturii și poezii, cântări, acompaniate, bineînțeles, cântăm amândoi în două voci. Acum voi cânta singură și fără instrument. Nu știu cum se va primi, să mă iertați atunci, dacă nu nimeresc chiar exact. Și la un moment dat, soțul iese deci în următoarele clipe la amvon și predică cuvântul lui Dumnezeu.
Și la un moment dat el se oprește și eu spun, azi ai timp să te căiești și iertare să primești. Mâine însă tu nu știi de vei fi printre acei vii. Acum poți să săvârșești legământul de-l voiești. Mâine însă ca o draslă poți fi mort, întins pe masă. Și așa mai departe. Și când se termine poezia, el face chemare la pocăință. Și vreau să subliniez cu literă mare, nu noi săvârșim slujirea, ci însăși Domnul scoate suflete la mântuire. Și am acasă nouă albume cu lume când îi umple acest loc de lângă ambon plin pe genunchi cu oameni. Nu știu câți, cu câți mă voi întâlni acolo unde a spus mă duc să vă pregătesc un loc și unde sunt eu veți fi și voi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim cu toții acolo. Acolo ne e ținta. Slăvit să fie Domnul. Gloria Lui. Hai să facem mai întâi. Da, și mergem acolo unde suntem invitați. Aici în Italia nu sunt invitată și vreau să subliniez că aveți și niște îngeri în biserica dumneavoastră. Și unul dintre ei m-au găzduit. Slăvit să fie Domnul. Domnul să te binecuvinte, familie binecuvântată. Sacalii, familia Sacalii care mă găzduiește, glorie să-i fie Lui, Domnului, fiindcă are, a avut, are și va avea. Cine sunt? Eu sunt oița cea pierdută, călătorind eu obosesc. Te rog, Iisus, întotdeauna de tine să fiu călăuzit. Ce doresc? Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața. Vreau să fiu curat, plăcut în fața Ta. Vreau să fiu cu Tine, să-Ți ascult povața. Vreau să pot privi mereu în fața Ta. Ce fac? Ce fac? Vestesc Evanghelia. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia în veci nu piere. Amin. Despre ce ne vorbește Evanghelia? Despre Domnul Iisus. Cine e acest Domn Iisus? El a zis, eu sunt Alfa și Omega, eu sunt Alfa și Omega, Domnul Iisus a zis, iată, eu vin curând, el zice Domnul, iată că eu vin, răsplata voastră e cu mine, voi da la fiecare după faptă în curând, curând. Ce vrea Domnul Iisus? El și astăzi vocea Lui răsună, pocăiește-te, omule, până încă nu-i târziu, până încă mai e har și totul primești în dar. De ce să te pocăiești? Fiindcă viața ta e bună sau rea, în rai sau iad vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie tu vei păși. Tu spui că ești încă prea tânără, că vei dovedi, dar ți-ai pus întrebarea cât ți-o m-a rămas însăși personal ție. Căci a trecut o zi, a trecut un an, te-ai gândit măcar odată cât ți-a mai rămas din viață. A trecut o zi, a trecut un ceas, te-ai gândit măcar odată ce ți-a mai rămas. Astăzi, vocea Domnului Iisus spune astăzi, când auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. Astăzi este ziua ta, mâine nu e ziua ta, de aceea El cheamă, El cheamă, El bate la ușile încuiate. El cheamă, El spune, astăzi veniți, nu mâine.
Hai, vino acum, hai, nu mai sta, hai, vino la el, vino, nu-l refuza, hai, vino acum, nu-l refuza, vino, vino. Tu spui că încă vei dovedi. Tu spui că poate că ești prea tânăr, dar poate că vii de multe ori la biserică, poate faci rugăciuni, poate faci milostenii, însă nu ți-ai deschis pașaportul să-ți pună Domnul Iisus ștampila și scălitura Lui. Știți, am trecut acum la Chișinău o vamă și de câte ori mă aflu în vamă, știu că există două uși. Domnul Iisus la Evanghelia de la Ioan spune, eu sunt ușa. Și îmi imaginez un tablou. Vor fi deschise odată, dragul meu prieten sau prietenă, două uși și fiecare vom da busta în ușa raiului. Să ridice o mână, cine ar dori să prezinte în ușa iadului? Niciodată n-am văzut nicio mână. Doamne, ferește și frații din locul acesta, de această ușă. Vom da busta în ușa raiului. Dar cel care spune, eu sunt ușa, va spune, pașaportul, vă rog. Pașaportul pentru Domnul Iisus este inimioara noastră. Închipuiți-vă că acum la Chișinău, când am venit, când au venit grănicerii și au spus, pașaportul, vă rog, că au uitat, de un exemplu, șeful secției de pașapoarte să pună ștampilă sau iscălitura, ce-mi spuneau ei? Pleacă acasă, Doamne, nu e în regulă pașaportul. Așa e. Pașaportul îți va spune Domnul Iisus. Ai scălitura și ștampila Lui, atunci vei auzi binele cuvântate, cuvinte din gura Lui. Veniți la mine, binecuvântați-i Tatălui și împărățiți împărăția Tatălui meu. Iar cu părere de rău, cei care n-au deschis niciodată în viața lor pașaportul, nu i-au permis Domnului Iisus să fie nu oaspete, nu chiriaș, nu tovarăș sau prieten, ci să fie Domn și Mântuitor, la cârma vieții tale și la tronul inimii tale, El dorește lucrul acesta. Dacă n-ai făcut pasul acesta, Dumnezeu astăzi te-a adus în locul acesta. El vrea, El dorește, El vrea să te facă fiu sau fiică de împărat. Sunt o fiică de împărat și știți, reprezint milionarii din fosta Uniunii Sovietică care astăzi poate să spune, sunt o fiică sau un fiu de împărat. Iubiții mei, vreau să vă spun că timpul meu expiră. Eu nu mă culc niciodată până nu scriu zilnicul. Everyday book în limba engleză. Știu că știți limba engleză, nu? Și cine m-a primit, cine m-a găzduit, cine m-a condus, cine... Absolut totul. Nu mă culc până nu... Venind acasă de la evanghelizări, de ce fac lucrul acesta? Domnul Iisus ne spune să nu uităm nici o binefacere. 25 de ani de misionare. Dacă n-aș face lucrul acesta, aș uita de pe cineva? Bineînțeles că aș uita. Făcând lucrul acesta, când mă întorc de la evanghelizări, împreună cu soțul, deschid zilnicile și notez fiecare nume care îi în zilnic în lista aceasta de rugăciune, pe o parte și pe alta. Ori întregi, o dată în săptămână, stăm pe genunchi și ne rugăm pentru acești copii, noi nu avem o misie să ne întrețină. Dar suntem obligați ceea ce putem face și putem să ne rugăm pentru fiecare în parte. De azi încolo veți fi notați Biserica Philadelphia din Italia, pastor, fratele Marius, Domnul să-l binecuvinte și pe fiecare dintre dumneavoastră, veți fi notați în această listă, o dată în săptămână. În fiecare dimineață și în fiecare seară spunem, Doamne, suntem limitați în timp, de aceea nu putem numi pe fiecare în parte, dar Tu nu ești limitat în timp. Te rugăm, deschide lista noastră, deschide zilnicile noastre. Te rugăm, Doamne, ia minte la rugăciunile fraților prin care niciodată mașina noastră n-a stat. Niciodată copiii noștri n-au fost la cutia de gunoi. Slăvit să fie Domnul! Glorie Lui! Și dacă mă întreabă, aveți un sponsor? Ba da, am, în cer. Slăvit să fie Domnul! Glorie Lui! Și odată în săptămână stăm în post și rugăciune. Și la fără 10 minute, ora 3, toate telefoanele familiei noastre, avem 3 copii și fiecare au câte 3 copii, 9 nepoți,
Spune la fără 10:3, nu uitați de rugăciune, nu uitați de rugăciune, nu uitați de rugăciune. Și după a treia oară ce spune, se închide orice lucrare în casa noastră. Mi-aduc aminte când plecam în regiunea Sumă, că am fost prin toată Ucraina, prin România, prin Moldova, cântarea Moldova, Moldova, vin la Iisus cât e har. Domnul mi-a dăruit-o prin rugăciune, slăvit să fie Domnul. Mi-a dat și, și darul de a compune, slăvit să fie Domnul. Și România, România, vin la Iisus, la fel, a doua cântare, slăvit să fie Domnul. Și mi-aduc aminte că era o zi de post și rugăciune și eram în drum. Și telefoanele au spus, nu uitați de rugăciune. Bărbatul a dat mașina pe dreapta și a spus, am deschis lista și ne rugăm. În fața noastră era o cruce de drum și mergând spre comunism, fără Dumnezeu, am ajuns la sapă de lemn. Nu era lumină și un polițist acolo făcea regulă cu mașinile. Și la un moment dat, cineva a bătut în fereastră. Bărbatul a deschis fereastra, iar eu cu lista în mână, citind, era polițistul. Aveți probleme aici? A spus polițistul. Și bărbatul a zis, slăvit să fie Domnul, ne-a izbăvit Dumnezeu de probleme. Avem ora rugăciunii. Rugăciune? Păi, 3 ore și jumătate stați aici. Da, stăm și mai mult de 3 ore și jumătate. Vă apropiați, surorilor, de mine și vedeți cum am bătături aici la genunchi. Slăvit să fie Domnul, așa îi place Domnului. Ceea ce putem face. Stăm pe genunchi și ne rugăm ore întregi, o dată în săptămână. Fiecare nume este numit în parte și fiecare spunem, Doamne, nu știu, la mulți, dacă ați observat, nu numai familia, da, dar uitați-vă, stă scris și problemele. Acum avem legătură prin Skype, prin Viber, prin WhatsApp, prin orice, da? Și ne spune problemele și știm unele problemele, dar unele nu le știm. Și atunci spunem, Doamne, deschide lista noastră, dar ți nu-ți trebuie nici lista să deschizi, că tu chiar le vezi în momentul de față. Apleacă-ți urechea, la fiecare rugăciune spunem un amin și ne rugăm pentru fiecare în parte. Slăvit să fie Domnul! Ajută-ne, Doamne, nu numai să ne rugăm, ci să ajungem în locul unde te-ai dus și ne-ai promis. Timpul meu a expirat și după cum am spus că vreau să fiu ascultătoare, cred că după masă sunt din nou aici, va urma poezii, mărturii, altele mărturii. Și vă rog frumos, dacă știți cine are vreun baian, vă rog frumos să mi-l împrumutați, să vă cânt și la instrument, să mă pot acompania, să pot cânta, de fapt, că ați văzut că nu prea m-am obișnuit cu baianul. Domnul să fie lăudat și premărit în continuare. Voi spune și problema cu care, nu degeaba am spus, Doamne, în ziua aceasta ai pornit-o și cu problemele și cu necazurile și cu încercările, așa? Și stăteam acolo și Dumnezeu m-a cercetat atât de mult și îi mulțumesc Domnului. Este Domnul în locul acesta. Prietene, prietenul nostru, nu în zadar Domnul te-a dus în dimineața aceasta în locul acesta. Fii binecuvântat și binevenit, că Domnul este în locul acesta. Amin. Ne revedem după masă. Domnul să fie lăudat. Mulțumesc! Să deschidem Sfintele Scripturi la Cartea Apocalipsa, la pagina 1208, la versetul 10, deci Apocalipsa 3 cu versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Amin, să luăm loc. Ar vrea să nu uit și aici Domnul mi-a arătat la timp de rugăciune. În cartea Daniel, când Daniel vorbește cu împăratul, spune, în împărăția ta este în parte plăpândă și în parte tare. Așa și aici la dumneavoastră, în parte sunteți tari, dar în parte sunteți și plăpânzi. Și Domnul vrea să ne întărească pe toți, să ne dea la toți creșterea și tăria de care avem nevoie pentru înaintarea pe cărarea mântuirii. Pentru asta trebuie să facem și noi pași și să ne apropiem de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Eu aseară, eu n-am fost niciodată la dumneavoastră aici, prima dată acum. Aseară, pe la 11, am știut că vin aici. Trebuia să mergem la Udine, nu știu, un telefon a schimbat ceva. Nu știu cine a dat telefonul, de unde s-a făcut schimbarea. Și atunci am venit azi dimineața aici,
întreb, aveți vreun text, ceva? Da, avem și despre încercarea credinței, biruința în încercarea credinței. Mi-au dat și o agendă. Acolo. E pus acolo, aveți grijă, frate Balmoș, să nu-mi fure cineva agenda care mi-ați dat-o. Și repede mi-am trecut așa în minte gândurile să văd ce aș putea vorbi despre încercarea credinței. Eu cândva am vrut să înțeleg, să știu ce înseamnă cuvântul ăsta încercare. Și m-am uitat în dicționarul românesc să văd ce înseamnă cuvântul încercare. Și acolo am găsit că încercare erau date mai multe cuvinte, verificare, probă, experimentare, câteva cuvinte de felul acesta defineau, de fapt, încercarea. Și mi-am pus pe urmă întrebarea aceasta, de ce ar trebui să fie încercată credința? Credința mea, credința din inima mea, nu credința care, să spunem, este generală și fiecare individ, fiecare ins, are credința în inima lui, pentru că prin credință el este iertat, mântuit, chemat la Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, credința, Romani 10 cu 17, vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu, deși ar trebui să-mi fie încercată credința mea. Mi-am pus întrebări și am găsit răspunsuri în Sfânta Scriptură. Răspunsuri care m-au întărit, răspunsuri care mi-au dat puteri noi. Și ca să răspundem cuvântul acestuia, deși ar trebui să fii tu încercat sau eu să fiu încercat, să deschidem puțin la Cartea Corinteni, la a doua Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Spune așa cuvântul Domnului aici. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Și atunci m-am gândit, trebuie să-mi fie încercată credința, pentru că am în mine o comoară. Și nu numai eu. Oricine l-a primit pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu Tatăl, pe Duhul Sfânt în inima lui, are în el o comoară. Vasul e de lut, se va sfârma odată, dar comoara rămâne, lăudat să fie Domnul. Și din pricina acestei comori pe care Biblia o arată aici, cum am arătat, am citit cuvântul Domnului, noi trebuie să fim încercați. În Petru ni se face mai lămurit această întrebare și spune versetul 7, așa, 1 Petru, capitolul 1. Pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care pere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea și lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Vedeți că încercarea credinței noastre este foarte importantă în viața noastră. Biblia spune că pentru că încercarea credinței este cu mult mai scumpă decât aurul, care pere și totuși este încercat prin foc. Încercarea credinței cu mult mai scumpă decât aurul. Să ne gândim atunci când trecem prin încercare, că Dumnezeu a găsit în mine sau în tine, când treci prin încercare, o valoare. Și te trece prin încercarea aceasta, care o numim noi a focului, dar și Biblia o numește așa, pentru ca din valoarea aceasta să facă o valoare mai mare. Și dacă vei ști să treci prin încercare prin care ești, vei ieși mai strălucitor. Biblia spune în Efeseni, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Deși ar trebui să fiu încercat, în primul rând, pentru că în mine este ceva bun. Și bunul ăsta, strălucirea asta trebuie să se vadă mai bine și Dumnezeu ne dă o formă vasului mai frumoasă și se folosește de noi mai bine dacă trecem prin încercare așa cum ne vrea Dumnezeu.
În al doilea rând, m-am gândit eu, deși ar trebui să trec prin încercare, am găsit în cartea lui Iacov, la capitolul 1, versetul 3. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Încercarea credinței noastre are ca scop să lucreze răbdare în noi. Vă rog să vă gândiți dumneavoastră, să dați ani în urmă, când erați mult mai tineri, cât de iuți erați și greu de abordat. Și că nu puteți suporta poate nici o vorbă. Și după ce ați trecut prin diferite încercări, prin felurite încercări, acum se poate sta de vorbă cu dumneavoastră, ați căpătat răbdare, pentru că încercarea credinței lucrează răbdare, slăvit să fie Domnul. Nu-i numai asta. Spune aici cuvântul în versetul 4, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Știți că eu mă uit la unii oameni, hai să-l luăm pe fratele Marius acum, frumos, are o dicție bună, vorbește bine, acceptat așa în cujitele noastre, dar dacă eu mă duc pe lângă el și l-am călcat pe bombeu, fără să vreau, sau să vreau chiar, dacă el se mâine, se înroșește, se uită la mine, știți ce zic eu când trec de el? Omul ăsta nu-i întreg. Am crezut eu că e un predicator întreg, dar nu-i întreg. Și Biblia spune aici așa, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Slăviți să fie Domnul! Încercarea credinței lucrează răbdare. Lucrează răbdare. Deși ar trebui, trebuie să trec și repede, că am promis că mă voi încadra în timp. Deși ar trebui să mai trec prin încercare. Ar trebui să trec prin încercare pentru că încercarea credinței creează dependență de Dumnezeu și chiar apropiere unii de alții. Hai să deschidem pentru aceasta la Evanghelia după Luca, la capitolul 22, la versetul 28, un cuvânt pe care spune Domnul Iisus, tare aș vrea să ne-l spună Domnul și mie, dar nu știu dacă am harul acesta. Spune așa, voi sunteți aceia. O singură dată a zis Domnul cuvântul ăsta. O singură dată l-a zis Domnul cuvântul ăsta. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Tare aș vrea să mi-l zică și mie, dar nu poate să mi-l zică, că nu știu dacă a rămas necontenit lângă Domnul în încercările pe care Domnul le-a avut sau pe care noi le avem cu Domnul, de când l-am primit pe Domnul. Și aici cuvântul Domnului spune, voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Dacă deschidem Sfintele Scripturi în Faptele Apostolilor la capitolul 4, găsim aici iarăși că încercarea credinței creează dependență. Dependență unii de alții și dependență de Dumnezeu. Și dependența asta e tare bună. Avem nevoie de ea. În primul rând am spus, încercarea credinței este pentru noi, pentru că avem ceva bun în noi și trebuie ca Dumnezeu să curățe mai bun, mai mult aurul acela din noi, să sclipească, să strălucească mai bine. În al doilea rând să căpătăm răbdare, că tare suntem nerăbdători, în casă, cu soțul, cu soția, cu copiii cu părinții, n-avem răbdare. Mai poate că și răbdarea aceasta ar trebui o leacă vorbit despre ea. Că este răbdarea obișnuită, este îndelunga răbdare, este răbdarea sfinților, când smulgeau carne de pe ei, când erau aruncați la fiare, aveau o răbdare acolo, puternică, oamenii aceia. Și este răbdarea nemărginită a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne le dăruiască răbdare, lăudat să fie Domnul. Apoi încercarea aceasta a credinței noastre creează dependență. Spune aici cuvântul Domnului că ei au fost amenințați. Eu trebuie să mă duc mai repede, când Petru și Ioan au ieșit din închisoare, cum spune cuvântul Domnului, după vindecarea aceea, ei au fost amenințați
Și de la versetul 29 spune așa: Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău și lui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, mărit să fie Domnul. Vedeți, creează dependență. Tu, până n-ai pe cineva bolnav, te rogi când vrei, când apuci. Împarți timpul cum vrei tu, deși timpul tot e al lui Dumnezeu. Dar ce mai rămâne? Uneori dăm lui Dumnezeu și rămâne. Așa rămâne o bucățică de timp, repede dau așa lui Dumnezeu. Alții din noi ne grăbim dimineața, ieșim din casă, pușcă, nu mai dăm lui Dumnezeu nici rugăciunea aceea de dimineață, nici citirea unui cuvânt, nu mai zic cântarea unei cântări. Și este o jertfă care trebuie zilnic să ardă pe altarul familiei noastre, pe altarul inimii noastre, pe altarul casei noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și uitați-vă dumneavoastră aici că atunci când treci prin încercare, când ești cineva bolnav, când ești printr-o altă încercare de alt tip, ești frământat de ceva, sigur că ai mai multă dependență față de Dumnezeu. Atunci poți folosi ce scrie în Evanghelia după Matei: intră în odăița ta, trage ușa după tine, încuie ușa după tine, spune-i tatălui tău înascuns și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Lăudat să fie Domnul! Dar de ce să fie numai atunci? De ce să nu fie și acum? De ce să nu stai cu Domnul aproape de El, ca atunci când treci prin încercare să-ți fie mult mai ușor decât atunci când alergi pe unde, pe departe, urmezi pe Domnul, cum spune cuvântul despre Apostolul Petru, că l-a urmat de departe pe Domnul până la curtea Marelui Preot. Când urmezi pe Domnul de departe, ajungi la curtea Marelui Preot și Petru s-a lepădat acolo. Dacă urma mai de aproape, nu s-a lepădat, dar s-a lepădat. Însă Petru a avut partea bună că a plâns cu amar. Dar la noi lipsesc lacrimile și avem atâtea lepădări și atâtea slăbișiuni și atâtea lucruri care ne fac să înaintarea greoaie și uneori stăm pe loc sau poate dăm înapoi și poate că ne trebuie lacrimi. M-am gândit la cuvântul Domnului Iisus Hristos din Evrei, spune acolo, din Corinteni, spune acolo cuvântul Domnului: El este acela care în timpul zilelor sale pământești, făcând rugăciuni cu strigăte mari și cu lacrimi, fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Eu aș vrea să te întreb, de când n-ai plâns? În Ieremia spune acolo: fiecare să se plângă, plânge Ieremia, mai bine de păcatele lui. Știți că este plâns de mânie? Este cineva de aici care a plâns vreodată de mânie? Numai fetița aceea cu ridicat mâna sus. Auleu, uitați că mai este câte cineva care a plâns de mânie. Știți că este plâns când pierzi ceva, plâns la mormântarea cuiva. Dar Biblia spune cel mai bun plâns acolo. Spune cuvântul Domnului: fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui, slăvit să fie Domnul. Și vorbeam de rugăciunea cu strigăte mari și cu lacrimi și de dependența de Dumnezeu în încercare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Încercarea credinței ne creează dependență. Haideți să deschidem în cuvântul Domnului în cartea Proverbelor, la capitolul 28, o să mai găsim încă un motiv pentru care încercarea credinței ne este bună, benefică, trebuie să o acceptăm în viața noastră. Spune așa cuvântul Domnului în Proverbi, capitolul 28, versetul 2. Spune așa aici: când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi. Și lucrul ăsta îl știm noi. Și dacă este într-un popor răscoală, tot așa, se ridică mulți capi, că au toiagul, că nu-l au, că au înțelepciune de condus, că n-au, se ridică și ei acolo. Dar spune aici cuvântul Domnului: dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Ca lucrarea să ne dăinuiască, noi trebuie să fim încercați. Noi trebuie să trecem prin felurite încercări, ca lucrarea pe care o facem noi
să dăinuiască, să țină, să dureze. Când te uiți în urma unui om care se vede că este ceva cu el, uită-te care lucrare făcută de ani de zile și în spatele lui se vede ceva dus până în ziua aceea. Și sunt unii care țopă, e de școlă, nu mai vezi așa că o, de pe rampa și o sări pe rampa și alaltă, habar n-au. Ei, cuvântul Domnului cu un om încercat, spune cuvântul Domnului și priceput, domnia dăinuiește, lăudați să fie Domnul. Ne trebuie oameni încercați și pricepuți în lucrarea lui Dumnezeu. Domnul să ne dea cât mai mulți, slăviți să fie Domnul. În cartea Timotei, nu știu, aseară am predicat la frați și tot i-am obosit cu multe cuvinte, am vrut azi să nu mai fac așa, m-au pus să vorbesc despre încercarea credinței, sunt multe cuvinte, dăm în cartea Timotei și cât putem urmări, urmărim, cât nu putem, nu-i nimic. La capitolul 2, 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 15, spune așa aici, ție și mie, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca unul care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului, mărit să fie Domnul. Deci uitați-vă dumneavoastră, cu un om încercat domnia dăinuiește și tu caută să fii ca un om încercat, caută să te porți ca un om încercat. Nu te pripi în vorbire, nu spune da, da, cuvântul vostru da să fie da, nu să fie nu. Nu scoate cuvinte care nu plac lui Dumnezeu, care ies din Scriptură, care sunt din lume, fel de fel de apelative din astea așa care sunt acum între tinerii noștri sau tinerii lumii, care se vorbesc între ei. Nu fă lucrul acesta. Caută să te păstrezi și să lucrezi ca un om încercat. Ca un om care n-are de ce să-i fie rușine. Mie mi-a plăcut o expresie a unui frate din satul mare, Suceava, Bârsan, Constantin, pare că mi se chema pe el. Un om în vârstă, trecut la Domnul, are un nepot care-i văr cu mine. Și el îi spune, măi Coștel, într-o zi, tu să faci în așa fel, ca într-o zi, când vei avea timp și te vei uita în urma ta, până la 5-6 ani cât îți vei aduce aminte, să nu fie nimic de care să-ți fie rușine că ai făcut. Știți că m-am gândit la asta și am început să mă uit în urmă și eu am găsit câteva puncte în care mi-e rușine. Cu toate că am fost iertat de Dumnezeu și poate că uitat de oameni și poate că unii sunt morți, dar mi-e rușine și acum câteodată că poate trebuie să mă port altfel, trebuie să mă port altfel. M-am uitat așa în urma mea să văd ce am făcut. Biblia spune, uită-te la urma pașilor în vale. Uită-te la urma pașilor în vale. Și eu doresc ca Domnul să ne dăruiască puterea aceasta de a fi ca niște oameni încercați, care n-au de ce să le fie rușine și care împartă drept cuvântul adevărului. Slăvit să fie Domnul! Deși ar mai trebui să fiu încercat, ar mai trebui să fiu încercat ca să se vadă că eu slujesc Domnului și pe vreme bună și pe vreme rea. Și pentru asta aș vrea să deschidem puțin la Cartea Faptele Apostolului, la capitolul 19, la capitolul 20 cu versetul 19, chiar aici am deschis din întâmplare, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor, slăvit să fie Domnul. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi în mijlocul încercărilor. Uitați-vă, a slujit la fel, cu aceeași autoritate, cu aceeași putere. De aceea vreau să spun, mai ales celor din fruntea poporului Dumnezeu, când Dumnezeu v-a rânduit să fiți în lucrarea aceasta și poate că aveți necazurile voastre, mergeți spre, eu știu, lucrați pentru familiile voastre, aveți un număr de copii acasă de hrănit, de îngrijit, le purtați grijă, poate uneori capul e plin cu anumite probleme, cu anumite întrebări, cu anumite lucruri și vine chiar în momentul acela vine cineva și vine și el și îți pune o întrebare sau vrea un ajutor, vrea și el o clarificare. Nu-i spune, lasă-mă în pace că nu pot, îți foarte amărât. Nu-i spune așa. Nu-i spune așa că el a venit la tine ca la unul mai tare. Și până la urma urmelor, noi cei tari, spune cuvântul, să răbdăm slăbiciunile celor mai slabi. Și el a venit la tine ca să-ți spune necazul lui că el nu-l poate duce. Și el a venit să-ți spună amărășiunea care o are.
tu oprește-te, lasă-l pe-a tău deoparte necaz și ocupă-te de el acolo. Stai de vorbă cu el, înțelege-l și după aceea Dumnezeu să va îngriji, așa cum a spus cuvântul Domnului Evanghelie după Matei 10, 6:33, căutați mai întâi împărăția șerurilor și neprihănirea lui și celelalte vi le voi da pe deasupra. Slăvit să fie Domnul! Nu-i bine să repezim pe cine, n-am timp acum, nu pot, lasă-mă în pașe, poartă-ți singur, nu putem face așa ceva. Este un copil al lui Dumnezeu care va sta alături de tine în raiul lui Dumnezeu. Tu acum poate ai autoritate, dar într-o zi Dumnezeu găsește o soluție și pentru tine să te smerească. Care Dumnezeu soluții invizibile? Știți, eu spuneam cuiva odată, măi, credința e așa ca curentul electric. Nu-l vezi, dar te înțeapă, te omoară. Credința e ca aerul care nu-l vezi, dar îl tragi în piept. Credința e ca un microb de cancer care vine și nu se vede. Și intră acolo în trupul tău și te zguduie din toate încheieturile, ca Nebucadnețar. Se izbezi genunchii unul de altul și începe să se îngălbinească și toată ticăloșia și fășeie la acolo, că băut vin cu lucrurile sfinte închinate Domnului, că s-au închinat altor Dumnezei, tot ce a făcut el acolo o trebuie să plătească prin lucrurile acestea. Au plătit el mai târziu, dar atunci pe loc să se izbească genunchii unul de altul. Haideți să fim oameni cu picioarele pe pământ, cu credință în Dumnezeu, să știm că în orice moment putem trece noi prin încercare. Eu azi pot să fiu bogat, am văzut lucrul ăsta, am văzut oameni bogați, puternici, nu se putea vorbi cu ei. Scuzați-mi expresia, dar în Biblie este scrisă expresia aceasta, spune neștiutori și proști. Proști. Neștiutori și proști. Este scrisă expresia aceasta. Și la un moment dat, el nu se putea vorbi cu el, dar la un moment dat Dumnezeu l-a coborât de acolo până l-a ajuns să n-aibă de mâncare cu familia în casă. Știu chiar cazuri de astea, știți că nu vorbesc de la mine. Și e bine să fim încrezători în Dumnezeu, nu în autoritatea, în forțele noastre, în puterea noastră, în tinereța noastră, în direcția noastră care sau în iuțeala minții noastre, nu în astea. Ne încredem în Dumnezeu, lăudat fie Domnul. În Dumnezeu ne încredem. Dumnezeu este puternic, în încercare ne trece biruitori, trebuie să mergem după regulile Lui, nu după regulile noastre. Rânduielile Lui, nu ale noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deși ar mai trebui să fiu încercat? Pentru că în încercare îl cunosc mai bine pe Dumnezeu. Știți că lucrul ăsta se întâmplă, că îl cunosc mai bine pe Dumnezeu în încercare? Așa am mers de departe, am fost un tânăr, ne-am văzut de treaba mea, cumva m-am ferit de păcat, dar n-am cunoscut bine pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu voia să-L cunosc eu bine pe El. Și haideți să deschidem Sfânta Scriptură ca să ne ajute în direcția aceasta. La Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 27, la călătoria Sfântului Apostol Pavel către Roma, era o călătorie foarte primejdioasă. Apostolul Pavel a avut în cunoștință, în duhul cunoștinței, în darul cunoștinței de la Dumnezeu și la început și a spus, mai să nu ne pornim de aici, din Grecia, pentru că călătoria nu va fi lipsită de primejdii. Dar nu l-au ascultat, el era un întemnițat și acolo era capitan, acolo erau cei care păzeau întemnițații, ostași ăștia, el nu avea autoritate acolo, dar a spus la început lucrul acesta. Dar acum spune cuvântul Domnului, după multele peripeții, citim aici cuvântul din versetul 19, și a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei, soarele și stelele nu s-au văzut de multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis oamenilor, trebuia să mă ascultați, să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejde și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună. Eu, sfatul meu este ca în încercare să fii cu voie bună. Să fii cu voie bună, că și El și-a îngăduit încercarea, spune în Cartea Corinteni, capitolul 10, versul 13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu măsura de credință și spune acolo cuvântul Domnului în continuare și Dumnezeu care este drept
nu va îngădui să fiți ispitiți sau încercați peste puterile voastre și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, să o puteți răbda. Lăudați să fie Domnul! Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 15. Și el și-a împărțit talanții, spune cuvântul Domnului, că a dat fiecăruia după puterea lui și a plecat în altă țară. Dumnezeu, după puterea care o ai, îți dă numai mult Dumnezeu. Și aici spune cuvântul, acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că nici unul din voi nu va peri. Și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger a Dumnezeului, la căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înainte cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu tine, cu corabia, cei merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă că și-am încredere în Dumnezeu, că se va întâmpla așa cum mi s-a spus, lăudați să fie Domnul. Vedeți dumneavoastră, în încercare îl cunoști mai bine pe Dumnezeu. Dumnezeu vine noaptea la omul lui, nu s-a dus la cărmașii corabiei, nu s-a dus la capitan, nu s-a dus la ceilalți soldați care păzeau întemnițații, care la un moment dat au zis, hai să-i omorâm pe toți, să nu scape vreunul prin înot. Și e gândire. Apostolul Pavel se ridică în întemnițat, acolo spune, oamenilor, liniștiți-vă, fiți cu voie bună, mie Dumnezeu, un înger al Dumnezeului celui viu, pe care slujesc, mi s-a arătat azi noapte și a zis că nu va peri nimeni și nu se va întâmpla nimic, niciun rău la niciunul dintre voi, toți vom trăi. Lăudați să fie Domnul! Dragi frați, în încercare îl cunoști mai de aproape pe Dumnezeu. Și când te apropii mai aproape de Dumnezeu, să știți că Dumnezeu este foarte dulce. Și cuvântul e foarte dulce, cuvântul cel bun, Evrei 6. Cuvântul e foarte dulce și Dumnezeu e foarte dulce. E dulce că te înțelege, e dulce că îți vindecă boala, dacă ai credință și dacă te rogi lui, îți vindecă boala. E dulce că îți întoarce bărbatul la pocăință, nevasta la pocăință. E dulce că îți vindecă copilul, e dulce că te botează cu Duhul Sfânt, e dulce că îți vorbește, e dulce că îți descoperi tainele inimii, e dulce că îți răspunde întrebărilor tale și rugăciunilor tale, lăudați să fie Domnul. E bine să ne apropiem de Dumnezeu mai mult. Spune cuvântul Domnului. Apoi un alt motiv pentru care trebuie să fim încercați, sau un alt scop al încercării, este că în încercarea credinței noastre, Ne cunosc oamenii. Și știți cât de penibil este când cineva are încercarea credinței și se vaită, țipă, disperă mai rău ca oamenii din lume, cât de trist este lucrul ăsta, cât de neplăcut este și înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră ca oameni, când cineva este disperat în încercarea aceasta. Și cuvântul Domnului vorbește aici despre un caz, vorbind de Faptele Apostolilor, capitolul 8, despre omul acesta, Simon, care a crezut, ghicitorul, magul, a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip, privea cu uimire minunile și semnele care se făceau, și spune cuvântul că apostolii au plecat în Samaria, pentru că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu și au trimis la ei pe Petru și pe Ioan și au mers acolo. Simon ăsta s-a ținut după ei. Părea un om pocăit. Era cu un grup de frați, cu cei doi apostoli și celălalt grup de frați, și nu puteai să-l deosebești dacă e pocăit sau nu. Pentru că erau oameni, făptura lui Dumnezeu. A crezut, a fost botezat, a intrat în rândul poporului Dumnezeu și Biblia spune că la un moment dat, când a venit încercarea credinței, și aici încercarea credinței a venit altfel la el. Dați-mi și mie puterea aceasta, ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt și eu vă dau bani. El avea bani. Avea bani prin vrăjitorie, ghișitorie, avea bani. Dați-mi și mie. Asta a fost încercarea vieții lui. Și Biblia spune că au văzut tot lucrul ăsta, că el nu era pocăit. Spune așa, apostolul Petru spune așa de durii, dar Petru i-a zis, versetul 20, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea cumpăra cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în treaba asta. Te văd oamenii și la mormântări eu spun, oameni buni, noi trebuie să ne arătăm că avem o nădejde.
Noi trebuie să ne arătăm și oamenilor din afară și noi chiar să fim convinși că întâlnirea noastră cu cel drag va fi pe plaiurile cerurilor și acolo nu îi vom despărți niciodată. Noi trebuie să fim cumpătați în toate lucrurile, nu disperați. Auzeam aici cineva spunând că sunt unii care ajung la gândul sinuciderii. În poporul Domnului nu trebuie să fie pomenit așa ceva. Suntem copiii lui Dumnezeu. Noi din moartea aceasta în care suntem trecem la viață, la Domnul, lăudați să fie numele Domnului. Din valea aceasta umbrei morții. Și cuvântul Domnului vorbind aici s-a arătat pe față, în fața tuturor. Spune aici cuvântul, Simon a răspuns, rugați-vă voi, Domnului, nu era în stare să roage pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. Apoi, încercarea credinței este pentru fiecare din noi benefică și aș vrea să trec un pic să spun modurile de încercare. Noi putem fi încercați, pentru că încercarea credinței nu-i la fel cu pedeapsa pentru păcat. Încercarea credinței, sunt oameni în Biblie încercați de Dumnezeu, încercată credința lor, sau îngăduiți de Dumnezeu pe mâna diavolului să fie încercată credința lor. Nu-i pedeapsa pentru păcat. Pedeapsa pentru păcat este acolo unde se spune tot în Biblie, du-te, dar să nu mai păcătuiești, ca de aici încolo să nu se întâmple ceva mai rău, așa e pedeapsa pentru păcat. Dar încercarea credinței are scopul ei. Hai să ne ducem puțin la Iov, dreptul Iov, neprihănitul Iov, omul lui Dumnezeu Iov, autoritar. Biblia spune că mergea la portele cetății, cei mari își încetau cuvântările, își descopereau capul, venea Iov, dreptul lui Dumnezeu. Dumnezeu dă autoritate oamenilor lui și la un moment dat satana spune, cum să nu te slujească Iov, că uite, tu l-ai binecuvântat. Domnul a zis, ce vrei? Ți-l dau pe mână. Dar de sufletul lui nu te atingi. Și spune un frate, așa spun și eu, parcă îl văd pe satana, punând mână la bonetă, să trăiți, am înțeles. Și să duce să-l încerce pe Iov și merge, ar vrea să se atingă și de suflet, dar nu poate. Că acolo Dumnezeu a zis, până aici, atâta putere are, atâta putere am dat, până aici merge Iov. Mergi tu cu încercare la Iov. Vreau să vă spun că una din încercările pe care le putem avea este pierderea materială, dar și pierderea familială. Pentru că Iov a avut pe amândouă aceste pierderi. Gândiți-vă că într-o zi i s-au pierdut toate turmele, i s-au pierdut tot ce avea, bogățiile lui din vremea aceea, și tot în ziua aceea a venit un alt sol și a spus, fiii și fiicele tale erau la o casă de ospăți. Și spune cuvântul Domnului că robul acela a spus că s-au venit cu tremur, s-au dărâmat acolo și au fost ușiși toți. Avea 10 fii, 7 băieți și 3 fete și au fost toți ușiși acolo. Nu știu dacă s-a mai întâmplat vreodată pe pământ ca dintr-o casă să iasă 10 sicrie. Dar de la Iov a ieșit 10 sicrie. 10 sicrie și a rămas gol. Și Iov spune gol, am venit din pânteșele mamei mele, gol mă întorc în sânul pământului, dar numele Domnului să fie binecuvântat. Să mânăm vreunul ca Iov? Am putea așa când am pierdut ceva să spunem și noi ca omul acesta al lui Dumnezeu? Și el n-avea pedeapsă pentru păcat, avea încercarea credinței. Lasă-l pe mâna mea să-l încerc. Și apoi să vezi dacă nu te va blestema în față. Ce nerușinat, Satan! Ce nerușinat! Lasă-l pe mâna mea să-l încerc și ai vezi dacă nu te va blestema în față. Un alt motiv sau un alt mod de a fi încercat ar putea să fie prin poftele noastre, frate și surori. Dacă deschidem la Proverbe, capitolul 7, de la versetul 7, spune acolo cuvântul Domnului, am văzut pe un tânăr, unul dintre aceia care nu era încercat, neîncercat, și a ieșit din casă și a luat-o pe urma unei femei. Și s-a dus și iară cu vorbele ei și cu îmbrățișările ei și omul ăsta mergea ca un vițel la mășelărie, adică undeva la tăiere. Și uitați-vă, încercarea vine și prin pofte. Ei, tânărul ăsta mergea așa, dar Iosif în Geneza 39 n-a mers așa și Iosif avea o poziție înaltă în casa lui Potifar și n-a mers așa, a lăsat haina și a fugit.
Știi că spune cuvântul Domnului în 2 Timotei 2:22, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pașa împreună cu cei și caută pe Domnul într-o inimă curată. Sunt anumite situații în care trebuie să fugi. Nu spune Domnul să te lupți, spune să fugi, să le ocolești. Și chiar dacă pare că e rușine, ai fugit și ai scăpat decât să te nenoroșești pentru tot timpul. Dorim ca Domnul să ne binecuvinteze. Am putea să mai vorbim încă, eu trebuie să mă opresc. Aș dori ca Duhul Sfânt să pună în inima noastră. Biruința în încercare este atunci când noi stăm în încercare după voia lui Dumnezeu. Cu răbdare așteptăm să se termine. Noi de regulă facem așa. Intră un frate în încercare, în cuptorul, să spunem, în boală. Că putem fi încercați prin boală, în continuare, putem fi încercați prin deteriorarea relațiilor familiare sau umane între noi și șefii noștri sau între noi și familia noastră, putem fi încercați în multe moduri. Dar vreau să vă spun că încercarea credinței noastre ne dă biruință atunci când stăm după voia lui Dumnezeu. Și spuneam că Domnul a băgat pe cineva în încercare și spune Domnul în catastiful lui, în hotărârea lui, acolo spune pe ăsta ca să-l disciplinez trebuie să-l țin 6 luni. Și eu, împreună cu familia lui și noi toți, mergem, plângem, ne rugăm, postim, disperăm, Doamne, scoate-l, scoate-l. Vreți să-l scot? Da. Îl scoate afară la câteva zile. Și omul nu-i încercat cum trebuie, nu-i cop pe toate părțile. Spune acolo în Ose, la un moment dat, Efraim este ca o turturică proastă, ca o turtă coaptă pe o singură parte, pe cealaltă parte n-a mai ajuns să fie, era crudă. Și Dumnezeu nu vrea așa, vrea să ai răbdare acolo, cât Dumnezeu își aduce aminte de tine. Matei 10:30, cât despre voi până și perii capului vă sunt numărați. Crezi că Dumnezeu te-a uitat acolo? Crezi că Dumnezeu nu știe ce face? Dumnezeu nu ți-a dat prea mult încercarea? Dumnezeu te scoate biruitor? Rămâi acolo și ai să vezi dacă nu vei ieși mai strălucitor. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Cântăm 2 versete într-o cântare, apoi fratele Marius o face încheierea. Îmi pare rău că mai sunt câteva dorințe, dar le adăugăm împreună cu acea sorei care a spus că și seara aceasta este în mijlocul nostru. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Aceasta e ziua Domnului, ziua Domnului. Veseli să fim, veseli să fim, să ne bucurăm, să ne bucurăm. Aceasta e ziua Domnului, veseli să fim, să ne bucurăm. Aceasta e Slăviți să fie Domnul! Orice lucru pe pământ este testat, orice produs este testat, orice mașină este probată, orice afirmație trebuie dovedită sau verificată, orice elev este examinat, nu este școală fără examene. Știu că mulți elevi și-ar dori să nu fie examene, acum e perioada examenelor, pentru mulți. Mulți ar vrea să nu aibă parte de examen, dar de fapt examenul arată cât ai învățat cu adevărat. Examenul scoate în relief ceea ce știi cu adevărat. Orice credincios este încercat.
În această dimineață ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să ne lumineze mai mult în privința încercării. Dar ce anume încearcă Dumnezeu în viața noastră? Apostolul Petru spunea că Dumnezeu vrea să încerce credința noastră pentru că această credință este mult mai de preț decât aurul. Dumnezeu vrea să încerce credința noastră. Încercarea e ca un examen. Acum poate la școală unii au mers mai mult, alții mai puțin, unii au fugit de examen, dar cred că majoritatea dintre noi avem permis de conducere. Și am mers și acolo la examen. Ca să ajungi la examenul final, oricine vrea să știe că trece, își face el propriul examen acasă. Chestionarele, din 26 de întrebări, răspuns la minim 22 sau 23 de întrebări. Dacă tu acasă, când îți faci chestionarele, faci numai 15 răspunsuri bune, te mai duci la examen? Da, dar mă rog și postez, cum să nu? Domnul, punem și biserica, sunăm și pastorul, roagă-te că am examen și Domnul să mă ajute, o să vină un înger să-ți șoptească atunci. Dar tu n-ai învățat și ai numai 15 întrebări, n-ai reușit niciodată să treci mai mult. Dar dacă totdeauna, dacă eu îmi fac toate chestionarele acasă și toate sunt 26, n-am nicio... Când vin la examen, am vreo emoție? Aproape că nici mai mă rog întotdeauna, dar știu că am învățat. La fel și cu încercarea, noi avem un examen final. Examenul final se numește judecata de apoi, judecata lui Dumnezeu, judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu îmi dă harul ca aici pe pământ să mai fiu încercat. Poate să mă încerce Dumnezeu, dar pot să mă încerc și eu, spunea Pavel în Corinteni, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înși vă încercați-vă. Adică și eu pot să mă încerc pe mine, mai sunt în credință sau nu sunt. Și dacă în chestionarul meu, în examenul meu, eu tot văd aici, nu trec, aici, nu trec, aici, nu trec. Dacă la cina Domnului, care iarăși este un examen, un test, o încercare, eu nu sunt vrednic, aici nu sunt vrednic, acolo nu sunt vrednic, dar când va veni răpirea, când va veni moartea să bată la ușă, voi fi vrednic să intru în împărăția lui Dumnezeu sau nu? Pentru că aici se înșeală mulți. Nu-s vrednic, dar într-o zi vreau să intru în împărăția lui Dumnezeu. Nu trec examenul dragostei, nu trec examenul bunătății, nu trec examenul răbdării, nu trec examenul iertării, nu trec examenul smereniei, nu trec examenul bunătății, nu trec examenele, nu trec examenul statorniciei, dar vreau să intru în împărăția lui Dumnezeu. Și din toate întrebările, eu de fapt am doar câteva la care am răspunsul corect. De aceea, în această zi, eu doresc ca Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine toate încercările. Că încercarea nu e altceva decât un examen. Acum, probabil, unii spun, Doamne, ferește-ne de încercări. Cum să mă rog eu lui Dumnezeu atunci când ajung la încercare? Unii știu că s-a rugat, Doamne, nu mă trece prin încercare, sau... ferește-mă sau evită, fă să evit încercarea. E ca și cum eu aș avea mâine examen la școala de șoferi. Și mă rog, Doamne, ajută-mă, dă-mi izbântă. Ce înseamnă să biruiesc încercarea? Să mă prezint la examen și să iau examenul. Nu asta înseamnă biruință. Dar eu mă duc mâine dimineață și îmi spune, ne pare rău, s-a amânat examenul, nu se dă. Și eu spun la biserică, slavă, Domnule, am biruit încercarea. Cum? Că n-am mai dat examen. Păi nu, să nu mai dai examen. Nu asta înseamnă biruința încercării. Că vine Domnul și îți aduce o boală și tu pui biserica rugăciune, fraților, să ia Dumnezeu boala, dar boala ce este? Poate încercarea ta, sau lipsa, sau sărăcia, este încercarea ta. Și tu te rogi să evici, crezi că prin asta ai biruit încercarea, nu ai biruit-o, ai evitat-o. Sau nici nu vrei să te prezinți la examen. Asta vrea să le spună Petru creștinilor de atunci, nu vă mirați de încercarea asta ca de foc, ca de ceva ciudat.
Adică e ceva anormal. Nu, nu, e normal, e bine. Ce vrea să spună Petru aici legat de încercarea credinței, că încercarea credinței este un timp planificat de Dumnezeu din veșnicie. Încercările acestea sau viața ta sau tot ce se întâmplă în viața ta nu e ceva care de fapt se întâmplă, e ceva care Dumnezeu din veșnicie a prevăzut. Suferințele prin care treceți, n-am timp să citesc acum, dar spune aici, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. El știa din veșnicie că tu astăzi vei fi aici, El știa boala, suferința ta, necazul tău, sărăcia ta, El știe totul despre tine și totul de fapt este în mâna Lui. El a prevăzut asta, El a planificat asta și tu vii și te rogi, Doamne, dă-le la o parte, că eu nu vreau. El spune, dar eu de mii de ani am pregătit asta pentru tine. E un timp planificat de Dumnezeu. Ce ne spune Petru apoi aici este că în timpul încercării, în ceasul încercării, Dumnezeu ne păzește. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Da, în timpul încercării Dumnezeu ne lasă pe mâna satanei, cum l-a lăsat pe Iov, dar Dumnezeu întotdeauna pune limita, pune bariera. Îți dau pe mâna asta, îți dau pe mâna asta, îți dau pe mâna asta, dar asta nu. Dumnezeu întotdeauna pune o limită diavolului. În încercare, Dumnezeu oprește cuptorul la o anumită intensitate. El spune, atât poate să sufere. Dumnezeu ne dă fiecăruia după puterea noastră. El știe cât putem duce. Dar ne pune la încercare. Îmi amintesc de evreii care erau la noi în oraș, mulți evrei am avut, oameni foarte inteligenți și totdeauna puneau oamenii la încercare. Cum îi puneau la încercare? Te chema, vin, o să mă ajuți, faci curăție, ne scutea 5 lei, îi arunca pe jos. Să vadă tu ce faci. O, slavă Domnului, am mai câștigat ceva pe lângă salar azi. Și pierdeai locul de muncă. Dar dacă luai acei 5 lei și spuneai, uite, am găsit acești 5 lei prin casă, poate să ai tăi ai mei, nu, că eu n-am venit cu bani la muncă, eu am venit pentru bani, dar nu cu bani. Și el spunea, bine, bravo, văd că ești bea bun, de mâine vii totdeauna la muncă la mine. Te-a pus la încercare. Să vadă ce faci, că încercarea poate fi suferință, poate fi durere, cum încercarea poate fi să-ți dea Dumnezeu cumva, să vadă ce faci. Vreun avantaj, vreo posibilitate, acum dai din coate, acum ajungi tu, acum... Încercarea poate fi în multe feluri. Însă vrea să ne spună Petru apoi că încercarea credinței este un timp în care bucuria trebuie să continue. În ea voi vă bucurați mult, măcar că pentru puțină vreme sunteți întristați prin felurite încercări. Și ne pune Dumnezeu la încercare, dar vrea să ne încerce și bucuria. Și de atâtea ori trecem examenele acestea, de atâtea ori Dumnezeu ne-a încercat, ne-a testat. Încercarea credinței este un timp necesar anumitor domenii spirituale ale caracterului. Dragostea, bunătatea, blândețea, răbdarea, mulțumirea, încrederea, statornicia, smerenia, supunerea. În toate există o încercare, un examen. Și ce se întâmplă? E perioada dureroasă pentru mulți părinți, pentru multe familii, pentru elevi. Când dacă elevii n-au o anumită notă, se întâmplă ceva cu ei. Repetă anul. Repetent. Boceato. E greu, e dureros, te doare, dar pe de altă parte îi face bine, poate îi vin mințile la cap. Și până la urmă, dacă n-a învățat, trebuie să înveți, adică nu poți să treci clasa așa neînvățând, trebuie să te implici. Mi-amintesc de o perioadă din viață când veneau încercările una după alta, încercări, încercări, și la un moment dat a trebuit să mă opresc, am discutat și cu soția și am spus, poate Dumnezeu vrea la capitolul mulțumire, să facem ceva mai mult. Și până n-ajungi să înțelegi lecția asta a mulțumirii, examenul acesta al mulțumirii, nu treci mai departe. Ne punem întrebări, de ce sunt încercări una după alta? De ce când Dumnezeu testează într-un anumit domeniu o încercare una după alta? Învață, spunea cuvântul lui Dumnezeu, ascultați pedeapsa și pe cel ce o trimite, ascultați încercarea, întotdeauna când vine un necaz, ascultă necazul, că el vrea să spună ceva, e o lecție. Treci prin examen.
Nu spune, Doamne, ia-m încercare, ia-m boala, ia-m suferința, ia-m problema asta, ia-m lipsa aceasta. Noi așa ne rugăm. Însă Dumnezeu vrea altceva, vrea să răbdăm încercarea, vrea să biruim încercarea. Și biruința nu înseamnă să eviți încercarea, nu înseamnă să nu te prezinți la examen, ci înseamnă să rămâi în picioare după ce ai biruit totul. În încercare să-ți ridici ochii spre cer, să spui, de la Domnul vine. De aceea sunt înaintea lui Dumnezeu, o accept dacă e de la Domnul, vreau să rab, vreau să iubesc. De multe ori se întâmplă în biserici și în familie, dar de multe ori în biserici, că acolo trebuie să mă ocup mai mult și frați din comitet spun, avem unul în biserică, atâta ne tulbură și atâta face și cum să facem să scăpăm de el? Și am zis, stați liniștiți, mai bine așa. Nu știu, s-ar putea dacă scăpați de el, dați de taică-sul și e mai greu. Lăsați așa, mulțumiți, vă v-ați obișnuit deja, cam știți unde vrea să vă lovească, e mai bine așa, decât să vină altul mai rău, mai bine cu ăsta. Oricum, unul îl veți avea totdeauna. În orice biserică este măcar unul care înceapă, măcar unul, dacă nu mai mulți, dacă nu are și urmași mulți. Așa că nu scăpați, n-are rost să scăpați. Întotdeauna vor fi. De necazuri nu scăpăm niciodată, întotdeauna vor fi încercări, întotdeauna vor fi necazuri. Dar ne rugăm ca Domnul să ne treacă biruitori. Și ceea ce ne-a promis aici, și îmi place cuvântul acesta, și vrea să fie o încurajare astăzi pentru noi. Vreau și predica să fie la fel. Încercarea credinței este un timp relativ scurt. Pentru puțină vreme sunteți încercați. Nu pentru veșnicie. Dar pentru un examen, întotdeauna încercarea ține puțin, te pune Dumnezeu la încercare. Așa e în școală. Faci 40 de ore de curs și o oră de examen. Timpul încercării este un timp relativ scurt, dar acela este mai important decât orele de curs. Însă încercarea este un timp de pregătire pentru veșnicie. Te pregătește Dumnezeu, te modelează Dumnezeu, te ajută Dumnezeu. Eu asta trebuie să-mi pun întrebarea, cu frații mei trebuie să ajung în cer, în rai. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, bărbaților, purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Și trebuie să te pregătești pentru aceasta, pentru veșnicie. Încercarea credinței este un timp care lucrează slava veșnică. Acesta este gândul cu care închei și gândul care l-a amintit și fratele Octav. Aurul, cu cât ajunge la o temperatură mai mare, cu atât strălucește mai mult, are zgură mai puțină, are impurități mai puține, strălucește mai mult. De ce unii sunt încercați mai mult și alții mai puțin? De ce? Eu cred că cei care sunt mai credincioși, mai Dumnezeu vrea să investească mai mult în ei, încearcă mai mult, normal. Dacă ai ajuns la doctorat, ai trecut prin mai multe examene decât unul care a vrut doar 8 clase. Și e normal, dar și în urmă se văd rezultatele. La fel și cu credința. Dacă unul nu vrea și nu-i plac încercările și nu are parte de încercări, ăsta e nivelul lui, nu disprețuiești pe nimeni, dar există un nivel al încercării. Însă aceste încercări lucrează o greutate veșnică de slavă. Noi vom străluci ca stelele cerului, însă deosebit una strălucește mai puțin, alta mai mult. Una va fi mai mică, alta va fi mai mare. Pentru că nu toți vom fi la fel în împărăția lui Dumnezeu. Și va fi această diferență. Sfinții vor străluci ca stelele cerului. Și încercările acestea nu fac altceva decât șlefuiesc acest caracter, îl modelează pentru împărăția lui Dumnezeu. Și cu cât vei fi mai încercat, și încercarea înseamnă experiență, experiență de viață. Noi am vrea să fim încercați, noi am vrea să avem biruință, am vrea să avem rezultate, dar să nu cumva să avem probleme, să nu cumva să avem încercări, să nu cumva să avem necazuri în viață. Cu cât avem mai multe, cu atât Dumnezeu ne pregătește mai mult, ne modelează mai mult. De aceea atunci când vin necazurile, când vin încercările, când auzi o vorbă, când vezi atâtea, n-am de ce să mă stresez.
N-am de ce să mă tulbur, nu mă tulbură nimic, pentru că știu că toate lucrează împreună o greutate veșnică de slavă. Toate lucrează împreună spre binele nostru. Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Să ne rugăm în această dimineață ca Dumnezeu să ne dea biruință în încercare. Dar biruința înseamnă să putem avea răbdare, să răbdăm încercarea. Biruința înseamnă să recunoaștem pe Dumnezeu că Dumnezeu este suveran, că în mâna Lui este încercarea, El a îngăduit încercarea, poate El a trimis încercarea ca să ne testeze. Să ne uităm că încercarea va scoate în relief, va scoate la lumină, va scoate așa cum focul scoate la suprafață zgura, zgura aceea care e ascunsă, care e risipită, focul o scoate la lumină și încet, încet începe să se vadă mai întâi zgura, numai că cel care lucrează aurul știe să ia zgura apoi de deasupra și aurul rămâne curat. Asta face încercarea. Iese poate impuritatea din noi, iese mânia din noi, supărarea sau mândria sau orgoliu, dar încet, încet tot o dă Dumnezeu la o parte și tot o dă la o parte. Și ne rugăm ca Dumnezeu să dea la o parte tot ce e rău din noi și să lucreze caracterul nostru, inima noastră, viața noastră, vasul nostru, în așa fel încât să fim folositori Domnului. Amin. Haideți cu toți să ne rugăm Domnului și să mulțumim Domnului pentru această zi. Amin.